Hai să vedem cine ne mai ierta pe noi după ce să mâncăm ce gătește. Haideți să vedem. Chef Foa astăzi. Hey, with love from Chef Foa. Care este o super apariție. Ia, man! Ce faci aici, băietule? Ce bucurie de fiecare dată să ne vedem. Ce faci aici, băiete? Îți spun imediat, dăm voie să strângem brațe. Băi, dar ce mi-am minunat. Păi hai să păcătuim ca să... Bine-ați venit în bucătăria mea, Bogdan, unde l-ați lăsat? În viața lui. El are și treabă. În viața lui, să are și treabă, e și ocupat. Deci, dragilor, vă mulțumesc că ați venit aici la acest titlu minunat, dedicat multor lucruri, cum ar fi și gătitului. Stai puțin. Eu astăzi am să gătesc. Poți să vorbești mai puțin, să vorbești tu, că nu te auzi. Mă duc să iau un microfon să... Eu nu mă aud. Să se audă și micuțul, nu da. Se aude, șefoa, stai așa un pic, că eu știu un lucru. Tu ai venit aici cu niște lucruri și acum o să-mi spui tu dacă e corect ceea ce zic. Ai venit cu niște lucruri pe care le-ai pregătit la tine în balcon? Le-ai afumat la tine în balcon? Astea nu sunt afumate, sunt doar crud uscate. Este vorba de niște mangaliță, o bucată mai slabă și anume mușchiuleț, am lăsat și un pic de grăsime pe ea, și bacon, pentru că e la cerere și nu conține nitriță, ăsta făcut de tine, crud uscat, un pic condimentat și... Și zi, l-ai făcut tu? Cured cu sare, ca să zic așa. Făcute adică, de mânuțele astea ale tale? Da, adică ce mare lucru, ți-aduce aminte cum făcea bunica la țară? Dacă tu mai știi să faci? Da, și pentru că a venit aici să vadă nebunia, ăsta este mușchiulețul de care vă povesteam, da? Avem mușchiulețul aici. Sunt și o bucățică după ce te prezint, e crud uscat, se poate mânca deja. Baconul, și pentru că vin, sunt proaspăt întors dintr-o călătorie în țară, vin de la Prisac Adornei. Mai jos de Gura Humorului și mai jos de Suceava, ca să zic așa, nu mai țin minte. Vreo 500, 450. O să-mi iau și o ustensilă pentru că am nevoie în această zi, da? O să folosesc și cuțite, da? Ia să-l iau, să încep cu ăsta. Să zicem cu ăsta, da. Deci e personaj de poveste. Hai că da. Nu, că mă descurc, stai să fac prezentarea. Aici vreau să ajung. Auzi, dar pe tine, Foa, nu te ia poliția cu alea por bagaj, adică ai voie? Ba, da, dar pentru că sunt securizate și nu ai acces instant la ele, poliția zice că e ok. Îți trebuie un permis special? Nu îți trebuie un permis special. Îți trebuie, cum să zic, încredere de sine, ca să zic așa, că ești stăpân pe situație. Încredere în inocența ta, știi? Și dacă nu ai acces instant la o armă albă, cum ar fi acest cuțit de bucătărie, this chef knife, ca să zic așa, clasic chef knife, atunci nu ești niciun pericol. Ne întoarcem la doamnele de la, că vin de la Saivan, am niște ingrediente de-astea, o brânzică, un caș cu urdă amestecat cu chimen, mă, și slănină, ca stopesc aici, și pentru domnul... Bogdan, am adus și niște pește, că am înțeles că i s-a reproșat că... Răsuț? Știi ce zic? Da, no. Dar mai cu pâinicile. Așa, iar pâinica asta, mai ții minte, plita, soba. A, plita, o facem plita, aici pe sobă, la voi în... Dar nu acum. La fiți voi atenți. În bucătăria mea, ca să zic așa. Facem așa, noi ne apucăm aici de treabă, încet, încet. Da. Și mergem până la Bogdan, care are niște știri importante pentru noi, ok? Da, Bogdan? Eu mă apuc și eu de treabă. Mulțumesc frumos! Haideți să identificăm câteva persoane pe care voi le iertați astăzi pe WhatsApp. Eu îl iert pe Foa, că iar eu mă iert pe mine. Ce să mă iert? În timp ce Foa face aici niște pâinici... Deci asta e pâinica de care vă povesteam. Da, da, da. Asta e soba noastră, ai băgat niște lemne aici? Da. Noi ne și încălzim în același timp. Dar în tu paralel. Cu cât timp înainte pregătești coca asta? Nu trebuie mult timp, jumătate de oră dacă se la frigider. Să stea un pic la frigider. Da, 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 da. Poate să se odihnească la frigider și poți să o faci în tigaie, după cum bine observi. Poți să o rumenești mai tare și dacă ai și un cuptor la îndemână, poți să le, uite, le iei așa, le pui aici pe ele. Cu câtă lejeritate le ia, le e încălzit aici, problemă. Îți iei alte două pâinici și continui mișcarea, da? Bine, asta nu are cum să-mi iasă. Încă o dată, da? Hați. Uite, pentru asta vine aici. Vreau să mă contrazic, știi ce am observat eu la șefi în general? Te ascult. Ia uite. Deci, uitați-vă. E tot un atitudine, oameni buni. Da. E tot un atitudine. Un om care gătește bine se poartă cumva cu mâncarea, mâncarea știe cine e șeful. Așa este, Bogdan. Așa e. Și am observat asta. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ideea de bază, cred eu, este că dacă tu te simți bine, și eu mă simt bine, dar tu nu poți să gătești așa, bine. Știi ce zic? Nu trebuie să gătești așa, trebuie să gătești ca tine, draga mea. Ce bine o să mă pentru simt că eu. Noi doi suntem diferiți, iar tu ai personalitatea ta, individualitatea ta, chiar am dacă o acoperi cu masca din când în când. Da, da, și cu individualitatea mea, că vreau să mă schimb pentru sport și noi ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Ia niște de ăsta până...
Și pentru că tot am pomenit despre bunici, mi-am dat seama acum, în acest moment, că să obții gusturi de-astea gen rifonfleuri stranii, ciudate, e destul de simplu. De fapt, să obții gusturile din copilărie, acolo e greu. Mare artă, vorbesc serios, iar eu când văd pâinicile astea pe care am să le și încerc, pentru că trebuie, mă și pricep. Cineva trebuie să sacrifice. Asta zic. Bine, tu îți permiți că ești verișoară, practic. Mami, dă-ne și nouă. Dă-ne și nouă. Știi ce mă gândeam? Mi-e după timp că numele ăsta, Chef Foa, nu vine niciodată de la el vine mereu de la foame. Mi-e foame. Arată senzațional ce e aici în bucătărie la noi. Trebuie să ne mai și traduci, că nu ne pricepem atât de bine. Auzi, bun, aluatul ăsta din ce se face? Da, te luăm. Deci este un aluat simplu, dar făină, drojdie, apă, sare și un pic de ulei. Și aia e tot. Și... Ai lăsat la dospit sau? Da, se lasă un pic la dospit. Și după aceea se palinează, se lasă la... poți să-i pui și lapte, dacă vrei, dacă ți-i fost scapi de lapte. Se lasă la dospit, se palinează, se lasă la odihnit. E ca și cum îi faci aluat de pizza? De parcă știi cum se face aluatul de pizza. Da. De parcă știi ce înseamnă să palinezi. Stai un pic, asta nu se palinează. Adică să faci niște gogoloaie, să faci niște gogoloaie. Palineție lateral cu spatele. Ți-am făcut, Bogdan, niște ton, pentru că știu că simți nevoia să ieși în evidență într-un fel sau altul. Și atunci, uite, pentru tine niște ton de ăsta un pic așa perferit în... Deja nu mai e interesant pentru Adela și director Jules. Deci deja nu mai e interesant pentru tine. Am alte lucruri interesante, cu greu renunț la locul ăsta, dar trebuie să mă duc către ceva, vă zic el, vedea? Păi nu, că s-a schimbat cu tonul. Tonul e pentru tine, cumva, e altceva. Da, s-a schimbat și cu alt ton. Ia de la mangaliță în jos. Vedeți ce fac, da? Îmi iau pâinica. Mi-o pun frumos deoparte, că n-am încredere în voi. Da, pune-o acolo. Scrie Adela pe el, dacă vrei. Deci arunca și niște usturoi. Stai, grijă! Așa. Stai că se încinge treaba în bucătărie aici. Se face trecere de pietoni aici în bucătărie, jur. Da. Se facem semne din astea, cedează trecerea, cedează farfuria. Vreau să vă spun că nu se întâmplă foarte des ca tot platoul să stea pe vârfuri în spatele camerelor. În secunda asta toți colegii sunt așa, știți suricatele alea? Așa sunt toți. Toți vă țăm. Lumea miroase, simte că e de bine aici în bucătărie și abia așteaptă. Trebuie să hrănești batalioane, Foa, nu e. Hai să vedem ce problemă avem pentru toată lumea, pentru că știi cum e. Cer de mâncare vei primi? Exact. Roata care scârție va fi unsă? Dar și mâna care cere de mâncare tigaia, și nu spune o poveste? Tigaia care va fi pe foc, întinsă, va fi unsă. Care nu spune o poveste e întinsă degeaba, da? Dar, bun. Hai, ne pregătim... Aici nu întindem mâna, întindem mâncarea. Pregătim un plating frumos. Hai să facem. Cât timp noi facem asta... Da. Adela, unde te-ai dus? Da, trei da, și... Doamne, ați văzut? Dar nu știți că ăsta e singurul lui talent? Bravo, bravo! Asta înseamnă. Doamnelor și domnilor, Bogdan are două talente. Prinde boabe în gură și face sunet de trompetă. Vreți să auziți și al doilea talent? Sunetul de trompetă îl fac cu gura. Da. Avem discuție. Hai, te rog, nu, dar chiar vrem să știm. Vreau să aud. Vrea și Poa să audă. Te rog frumos. Hai, fiți atenți. Fac marșul prezidenții. Dar nu sunteți pregătiți, deci nu sunteți pregătiți pentru asta. Fiți atenți. Vezi cum poți întrebai de ce l-ai luat? De asta. Doamnelor și domnilor, șefa! Așa a fost angajat el, da. De la 18 ani mă distrează așa. Ți-a mai cântat cineva așa frumos? Extraordinar, mai ales la eu acum trompetă. Am văzut. Eu acum am văzut. Nu, cum arată? Șeful a terminat aranjamentele bucale. Da, de ce nu? Hai să punem un pic de sare. Veniți cu o cameră aici mai aproape la bucătărie să vă arătăm aceste creații, pentru că sunt, uite, priorități. Da. Întâi Instagram și apoi emisiunea. Bravo, domnule! Bravo, domnule! Am și eu Instagram, da, sunt Florin Iuță Jos Scripcă pe Instagram. Iată. Și Facebook, deci și Twitter, și YouTube, toată... Mama mia! E doar un sandwich cu cărniță de porc la care am adăugat niște brânzică de asta de la Saiban. Delicioasă! Avem și slăninuță de asta, ușor afumată, care contribuie la gust. Iar această cărniță, că de aici a plecat ideea, această cărniță de mangaliță pe care am făcut-o crudu uscată la geamul meu cum făcea cum se făcea pe vremuri la balcon. Și atunci ai cârnați la balcon. Acolo, da, cu aer francezesc așa. Acolo la tine pe da, cu aer francezesc. Te iubesc vecinii tăi.
Da. Păi nu, că le dai și lor de mâncare, îți dai seama. Am și versiunea nou porc, pentru că suntem după Crăciun, după Revelion, după toate lucrurile astea nebune, party, all night, no, și așa mai departe. Distracție. Ne-am întors iar la restricții. Puneți masca, dă-ți masca. Așa. Îmbracă-te, dezbracă-te. Da, dar ce băgăm pe sub mască? Aia, aia, aia. Aia contează. Și, băi, sub mască, așa se zice. Avem și un pic de ulei de măsline extra virgine, azi de mi-bun și ăsta. Deci unde tot? Cred că a mers. Asta când se mănâncă? Când vrei tu. În principiu, când se foame, mănânci, când se somn, te culci. Nu, ce știi, asta se mănâncă așa sau se taie? Se taie, pentru voi am să-l tai, dar mai vreau să mai fac înainte. Astea le lăsăm aici la cameră să se joace camera cu ele. Deci avem un nou porc și un porc a porte. Exact. Porc. Ce bun a fost jurubelul. Ai făcut zoma ce... De la delir. Și acum vă fac, vă, știi cum e, ca la stradale, haideți, veniți aici, ce vrei? Deci am fost ce să fie, ca la street food, să a zic a gătit la botezul primului nostru băiețel, domnul, mă, și ne-a făcut niște sandvișuri, tot așa cu niște pastrama de vită ceva. Pastrama lui Foa, da, vezi că e o nebunie, ca să ajung la vita aia, trebuie să dureze 4, aproape 5 săptămâni. De-aia ne-a costat așa mult? E brisket, e cap de piept de vită, această bucățică de carne, care trebuie tratată. 3 săptămâni, bites, chestii, nu știu ce. A fumat, făcut rub de la, cum se numește, masaj, cum fac fetele, rub. Da, mă, trebuie să masezi căbița. După aceea, sous vide. Și trebuie să vorbești frumos, că nu... Trebuie să pui de aici de la croissant, cum s-ar zice. Cât timp îi face Adelei un sandwich și o să citesc niște mesaje, pentru că sunt foarte interesante mesajele venite de la voi. Pe cine iertați astăzi și de ce? Uite, eu iert pe Adela, că a aruncat prost strugurile prima dată. Asta zic. Nu vine să cred că ai prins cu gura strugurile la distanța aia, sincer. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le descoperi. Simt că ne leagă multe lucruri acum. Ce talentat sunt, prin struguri cu gura. Asta e bacon ala voa, asta este mușchiuleț, da? Uite, ți le fac așa și după aia eu... Îl faci? Știi cum făceam noi submarinul când eram mici? Nu. Așa îți fac și ție, pe submarinul! Genul submarin. Hai, faceți voi submarinul acolo și eu vă citesc. Cu o mică, cu o mică schimbare. Asta este brânză. Cași, o nebunie, deci gustă, te rog. Deci încearcă săracul om să ne citească mesaje de poate. Da, lăsați, hai, ajungem și la submarinul. Uite, apoi, că paranteză, submarinul Adela, e un pâine întreagă, o tai pe dând două. Așa, da, da, da. Parizer, că parizer era baza la submarin, de fapt, că n-aveam buget când eram tine. Deci, că avem acum. Parizer, da, așa, muștar și ce mai pui? Tu mai ce mai puneai în submarin? Nu ardei, nu castraveți. Mi-mi place maioneza. Mi-mi place maioneza. Maioneza cu parizer e bombă. Da, se făcea pe ziar pe capota mașinii Adela. Renunță, renunță. Oameni buni, mâncarea câștigă de fiecare dată, gata, am enunțat. Vedeți că vine imediat Anca în lunguleții și vă... Asta e pentru tine, Adela. Vreau să mâncăm repede. Ai grijă că pătează. Supa minune. Bine, o lăsăm în pace pe doamna. Cine urmează? Doamna de la Popescu să mănânce și... Băieți, cum s-a sunt kilograme la voi? De ulei aici, îl ajutam pe șefoa să mai face niște pâinică. Hidratăm aici, da, bineînțeles, da. Așa, uite, situația. Ce mizerie în bucătărie, șefoa. Băi, ce să faci? Oare cine a mâncat pâinică? Acolo? Cum era să las pâinica asta negătită? Oare cine a mâncat aici, Adela? Merge și la cuptor gătită această pâinică, da. Nu vreți să știți ce este aici, unde am mâncat fuma sănătă colega de la struguri tăi. Bun, ce voiam să zic, șefo a făcut aceste servișuri extraordinare. Da, hai să amintim din nou, deci avem unul fără porc. Deci avem, opțiunea fără porc și anume am înlocuit porcul cu ton. Poți să faci și cu orice altceva, dar avem aici ton. Și pus niște conopidă. Da, da, da. Și am adăugat ton și avocado. Astea sunt singurele lucruri pe care le-am adăugat în plus față de acest lucru. Cu porcule. Da. Și aici domnule porc e prezent și avem secreto iberico, adică este o bucățică din piept de porc, e fusta aia care e marmorată cu grăsime, crud uscată, pregătită de moa. V-am mai zis, toată, încep să mă... Secreto iberico, deja vreau să... Da, 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 încerc să mă repet și nu vreau. Și am adăugat niște elemente autentice de pe lângă, din Bucovina, curte direct, de pe lângă Suceava, prin Saca Adornei, mai exact, de la Saivan aici, adică avem brânzică și cu aceste murături asta minunate. Asta ca să vezi și tu. Și pâinica gătită sub nasul asta tău. Asta ca să vezi și tu cum se simt participanții la MasterChef atunci când trebuie să-și prezinte exact operele. Tocmai de aceea aș vrea să te iau de la, să te simul practic. Nu, lăsați-ne farfurile nouă. Da, farfuria. Da, 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 vă las vă farfurile, dar vreau să-ți dați ție o ceapă și ție o ceapă și să vă văd în stare aici că tocați ceapa. Hai, minte, și dacă nu vă descurcați, am eu prietenii să vă ajute. Măi, la treaba asta. Da. Așa...